Citim doar 3-4 versete din Sfânta Scriptură, de la Evanghelia după Luca, de la capitolul 15. Textul în întregime este pilda fiului risipitor, dar mă limitez pentru scopul mesajului din seara aceasta la versetul 12, 17, 18 și 19. Versetul 12. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Versetul 17. Și a venit în fire și a zis: Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca unul din argații tăi. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Provocat de marea nevoie de rugăciune, provocat de strigătele părinților, a bunicilor, a fraților, a surorilor, pentru cei nemântuiți, pentru cei care sunt în lume, unii dintre ei chiar copii de ai noștri, frați și surori sau părinți sau bunici, provocați de toate acestea, în săptămâna aceasta am cerut Domnului un mesaj care să fie potrivit cu această lucrare, ținând cont și de faptul că săptămâna viitoare vom continua cu post și cu rugăciune să venim înaintea lui Dumnezeu. Și atunci mesajul din seara aceasta este pentru fiii risipitori, dar și pentru părinții lor și pentru cei dragi ai lor. Mi-am pus întrebarea și caut să răspund în seara aceasta la această întrebare folosind Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, întrebare pe care toți dintre dumneavoastră care aveți pe cineva sau cunoașteți pe cineva nemântuit, mai de aproape sau mai de departe, v-ați pus această întrebare: ce ține pe oameni departe de Dumnezeu? Ce îi ține pe oameni? De ce nu se pocăiește? De ce nu se întoarce? De ce nu ascultă? Ce îi ține pe oameni departe de calea mântuirii? Lucrul acesta ne frământă în fiecare zi, mai ales dacă avem pe cineva drag. Ce-i ține robiți pe oameni? Ce-i ține legați pe oameni? Răspunsul nu e simplu, nu e 100% clar și nu e doar unul, ci sunt mai multe. Și am luat acronimul robiți și am căutat să răspund la această întrebare și să înțeleg, și cred că ne va ajuta să înțelegem că sunt mai multe motive, sunt mai multe lucruri care țin pe oameni robiți. Sunt mai multe categorii de oameni robiți. Nu sunt toți la fel, fiecare caz e unic și nu e chiar ușor de înțeles dacă privești de la distanță. Trebuie să cunoști în detaliu, în amănunțime, cazul respectiv ca să poți să te pronunți. Nu știi exact de ce, dar sunt câteva motive biblice pentru care oamenii sunt robiți sau sunt departe de Dumnezeu. Și începem cu primul, despre care am citit în seara aceasta. Prima categorie de oameni nemântuiți e cei care au intrat într-o stare de rebeliune, de neascultare, de împotrivire. Cazul fiului risipitor. Mama și tata au fost foarte oameni de treabă, casa a fost corespunzătoare, anturajul a fost bun și frumos, toate au fost în favoarea fiului risipitor. Poate nu te-ai gândit niciodată, mă, dar ce s-a întâmplat? Cum adică, de unde s-a născut în el gândul acesta? Iată că într-o zi s-a născut în acest tânăr gândul acesta: să ceară partea de avere și să plece de acasă. A fost inițiativa lui. Pe cine să dai vina aici? Pe cine să dai vina? Pe mama, pe tata, pe celălalt frate,
pe diavolul. El a luat dintr-un duc de rebeliune într-o zi această inițiativă să plece de acasă. A fost alegerea lui. A avut dreptul să aleagă. Tata nu i-a zis, băiete, tu n-ai dreptul să faci lucrul ăsta, nici nu vreau să discut cu tine. Tata a zis, e dreptul tău, ai dreptul să alegi. Adu-ți aminte, frate mai în vârstă, și îmi vorbesc și mie și dumneavoastră, noi am ales pentru noi. Am ales să trecem frontiera. Eu n-am întrebat pe mama și pe tata. Nici nu le-am spus, dacă le spuneam, plângeau și făceau tot ce depinde de ei, să nu plec. Am luat decizia să plec în America. Am luat decizia să mă căsătoresc. Am luat decizia să locuiesc în Arizona. Și sunt o mulțime de decizii care le-am luat. Și e dreptul pe care Dumnezeu mi l-a dat ca să decid. Dar așa cum am decis bine, tot așa puteam să decid și rău. E harul lui Dumnezeu, e îndurarea lui Dumnezeu că am decis bine și la una și la alta și la cealaltă. E harul lui Dumnezeu. Dar a fost libertatea mea de a decide. Uneori avem impresia că copiii noștri, dacă ajung adulți, ei n-au libertatea asta. Ei trebuie să decidă ce vrem noi. Ei trebuie să decidă ce vrem noi, ce ne place nouă, ce am dorit noi. Cum adică? Cum, mă, copile? Cum să te duci în direcția asta? Cum să te muți? Cum să nu vii la biserică? Cum să nu faci asta? Cum adică? Și copilul spune, mamă, tată, dar asta vreau eu. Asta vreau eu. Și tu zici, dar nu se poate. Și te duci în Biblie la fiul risipitor și zici, ba da, se poate. Se poate. Are dreptul. E adult, are dreptul să decidă. Are dreptul să decidă dacă vrea să slujească lui Dumnezeu. Are dreptul să decidă dacă vrea să nu slujească lui Dumnezeu. Are dreptul ăsta. E dreptul lui. I l-a dat Dumnezeu. Și vom reveni la aceasta. Și vedem chiar și în Vechiul Testament acest adevăr. Deuteronom 30:19. Iau azi, spune Dumnezeu, cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Ce spune Dumnezeu? Alege cine? Cine să aleagă? Dumnezeu? Nu! Tu, omule, alege viața ca să trăiești, tu și sămânța ta. Adică Dumnezeu, ca și mama și tata, îi pune copilului în față binele și răul, mântuirea, raiul și iadul, calea Domnului, calea lumii, sfințenia, păcatul. Și mama și tata îi explică copilului și spune, copile, tu trebuie să slujești Domnului. Tu trebuie să te temi de Domnul. Eu așa te învăț. Tu așa trebuie să faci. Și ajunge copilul la 18, la 19 sau la 20 de ani și vine și spune, I'm sorry, mami și tati, tu ai decis pentru tine, dar pentru mine trebuie eu să decid. Și decizia mea e să am o altfel de viață. Eu vreau să văd cum e altfel, ca și fiul risipitor. Și apoi, unde ajunge fiul risipitor? Ajunge într-un punct că mai rău nu se poate. N-a avut loc o revoluție, n-a avut loc o revelație măcar, n-a avut loc o minune. Nu s-a întâmplat nimic extraordinar în viața tânărului, decât că și-a venit în fire. S-a uitat el și a văzut un calcul și a zis, mă, dar nu-i bine ce fac. Mă, dar mama și tata, părinții, argații, mă, ei toți o duc bine acasă. Și eu aici, rapt foame, în zdrențe cu porcii. Mă, dar deștept sunt eu, mă, dar înțelept sunt eu. Nu-i bine, mă întorc acasă. A cui a fost decizia? A cui a fost decizia să întoarcă acasă? A lui. El a decis. Exact cum el a decis să plece de acasă, tot el a decis ca să se întoarcă acasă.
Și când s-a întors acasă, tata care l-a aștepta și cred că se ruga pentru el, s-a bucurat și l-a îmbrățișat și l-a primit ca pe fiul lui, nu l-a primit ca pe un rob. Slăvit să fie Domnul, că Dumnezeu are har și împarte har. Sunt oameni care trăiesc în lume și sunt departe de Dumnezeu datorită rebeliunii și neascultării. Îs persoanele care se împotrivesc, sunt încăpățânate, nu vor să accepte voia Domnului, ei cred că știu mai bine și vor să facă ce vor ei. Ei se încadrează la ceea ce se citea în seara asta, Psalmul 25:3. De rușine vor fi cei ce te părăsesc fără temei. Auzi, mă! Să fie oameni care îl părăsesc pe Dumnezeu fără temei. Yes. Că nu o să găsești un om care îl părăsește cu temei, adică are o bază. Nu, n-ai nicio bază să-l părăsești pe Dumnezeu. Dar sunt oameni care îl părăsesc pe Dumnezeu, ei aleg lucrul acesta. În Fapte 10:43 spune, toți prorocii mărturisesc despre el, ca oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Adică jertfa e disponibilă, trebuie ca omul să creadă, e acțiunea lui, îi aparține lui. E adevărat că noi nu-i bine să ne luăm credit pentru nimic, că totul e al Domnului. Dar un pas, o parte, ne aparține și nouă. Și oamenii care nu fac pasul acesta, pasul credinței, oamenii care nu fac această alegere, îs departe de Dumnezeu. Și noi ne rugăm pentru ei, dar asta e o categorie. Și sunt din aceștia în care noi ne zbatem creierii, ne stoarcem mintea, să vedem ce și de ce și cum. Noi nu putem, e foarte greu pentru noi să acceptăm ideea că sunt oameni care pur și simplu ei aleg și nu vor să slujească lui Dumnezeu. Au auzit Evanghelia, au fost învățați bine, au fost aduși la binecuvântare. Alții poate n-au crescut în biserică, dar au venit la biserică, au auzit Evanghelia, li s-a predicat, dar nu vor. Pur și simplu nu vor. Și pentru un motiv sau altul Dumnezeu nu-i obligă. Pentru că Dumnezeu nu vrea copii forțat, Dumnezeu vrea copii din dragoste. Asta e o categorie. A doua este cei care au un mare obstacol. Au un mare obstacol. Sunt în groapă. În groapa pieirii. În fundul mocirlei. Oamenii ăștia n-au putere. Asta e o altă categorie. Pur și simplu nu are putere. Ar vrea. Dorește. Strigă. Așteaptă ajutor. Psalmul 40:2. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Dumnezeu a intervenit, dar omul a strigat. Omul a zis, vreau, doresc, dar nu pot. Nu pot să ies afară, nu pot să scap, sunt în această groapă. Roman 7:18, știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Aici sunt persoanele care ar dori salvarea, se roagă, strigă, dar nu pot să iasă afară singuri. Din groapă, în Psalmul 40, omul a strigat către Dumnezeu. Zice, tu mi-ai ascultat strigătele și te-ai plecat înspre mine. Sunt persoane care sunt în groapă. Ar vrea și nu pot. Aici sunt unii care îți legați de vicii. Unii care fumează și nu se pot lăsa de fumat. Alții care se droghează și nu se pot lăsa de droguri. Alții care consumă alcool și nu se pot lăsa de alcool. Și stai de vorbă cu ei, le vorbești din Biblie și plânge, sincer, și spune vreau, dar nu pot. Și trebuie să intervin un braț atotputernic, o mână supranaturală, care să-l scoată
pe om afară. E și categoria asta. Nu știu cât sunt în groapă. Nu știu dintre cei pentru care ne rugăm, nu știu cât sunt ca fiul risipitor, care pur și simplu îs încăpățânați, îndărărnici, neascultători și în stare de rebeliune. Nu știu cât sunt. Nu știu exact cât sunt în groapă, dar sunt unii în groapă și ne rugăm ca Dumnezeu să-și întingă brațul lui atotputernic ca să-i ridice. Apoi, e bezna. E bezna nopții. E mahrama sau marama, în limba română merge și unul, amândouă cuvintele sunt legitime, le-am verificat în dicționar. Marama pe față, iată ce spune 2 Corinteni 3:14, dar ei au rămas greoi la minte până în ziua de azi, la citirea Vechiului Testament. Această marama rămâne neridicată, fiindcă marama este dată la o parte, în Hristos, numai în Hristos. Versetul 15. Da, până azi când se citește Moise, rămâne o maramă peste inimile lor. Versetul 16. Dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, marama este luată. Asta e starea omului care trăiește în întuneric spiritual. Nu vede ca să li se deschidă ochii, să se întoarcă din întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfinți. Fapte 26:18. Sunt cei care nu văd, nu pricep, nu înțeleg. Le spui, dar nu pricep nimic. Citesc în Biblie, nu înțeleg nimic. Ascult o predică, n-are niciun efect asupra lor. Trăiesc în întuneric, în stare de orbire. Nu știu cât sunt așa, dar ne rugăm ca Dumnezeu să ridice marama de pe ochi. Dumnezeu să facă să cadă solzii de pe ochi. Dumnezeu să ia ochelarii diavolului de pe ochii lor și să vadă lumina. A patra categorie e inima. Inima împietrită, care înseamnă necredință. Inima necredincioasă. Iată ce spune Matei 13:15. Căci inima acestui popor s-a împietrit. Au ajuns tari la urechi și au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima ca să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Împietriți în necredință. Evrei 4:2, căci și nouă ni s-a adus o veste ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Isaia 46:12, ascultați-mă oameni cu inima împietrită, vrăjmași ai neprihănirii. Aici, în categoria asta, sunt persoanele împietrite care au auzit cuvântul, aud cuvântul, dar nu pot sau nu vor să creadă. Au ascultat predici peste predici și îl întreb pe om, dar tu crezi? Mă, nu știu ce să cred. Nu crede. Nu poate sau nu vrea să creadă. Este împietrit. Și câtă vreme e împietrit, nu poate să facă pasul pocăinței. Ne rugăm ca Dumnezeu să despietrească inima. Dumnezeu să zdrobească inima. Dar este și o participare a omului. Apoi, 5, e tiranul. E stăpânul cel rău. E diavolul. 1 Ioan 5:19 spune, știm că suntem din Dumnezeu și că lumea zace în cel rău. În lume se exercită puterea întunericului și puterea celui rău. Și diavolul poate să lege pe unii oameni cu o putere supranaturală de posesiune sau obsesie. Luca 13:12, Domnul Iisus vindecă femeia gârbovă de 18 ani. Când a văzut-o Iisus, a chemat-o și a zis, femeie,
ești dezlegată de neputința ta. Și în versetul 16 spune așa: dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avram și pe care satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Pe această femeie satana o ținea legată de 18 ani și printr-o putere supranaturală trebuie să fie dezlegată și eliberată. În categoria asta sunt persoanele care sunt legate de diavolul prin posesiune demonică sau opresiune. Puterea întunericului este tot așa de reală ca și puterea lui Dumnezeu și puterea Duhului Sfânt. Și diavolul ține oameni legați. Și trebuie, e nevoie de o intervenție supranaturală ca să fie dezlegați. Noi avem impresia că toți oamenii sunt legați în felul acesta de satana. Dar nu e așa. Nu toți sunt. Nu-i băgăm pe toți în categoria asta. Poate că aici sunt mai puțini. Poate că sunt mai mulți. N-am de unde să știu. Fiecare caz e individual. Fiecare caz ar trebui analizat individual. Și vezi că unul dintr-o sută poate că e legat de puterea întunericului cu o forță și o putere inexplicabilă și nu poate să scape până nu este eliberat și dezlegat de Dumnezeu. Dar nu toți sunt sub o posesie a celui rău. Nu trebuie să spiritualizăm fiecare strănut, fiecare tusă și să spunem că e puterea diavolului care păstă oameni, fiecare durere de cap, fiecare durere de spate, că diavolul face lucrul ăsta. Sunt chestiuni naturale și fizice care se întâmplă, dar este foarte adevărat că și diavolul leagă. Și o categorie de oameni sunt legați de diavolul și noi ne rugăm că Dumnezeu poate să rupă lanțurile, Dumnezeu poate să rupă cătușele, Dumnezeu poate dărâma orice zid. Și sunt cazuri în care diavolul i-a relegat. Și apoi, în al șaselea și în ultimul rând, e ignoranța. Ignoranța. Sunt oameni care n-au cuvântul. Și dacă n-au cuvântul, cum să ajungă la mântuire fără cuvânt? Romani 10:14. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Efeseni 2:1. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Înainte de a ajunge Evanghelia la noi, în ignoranța noastră am fost morți în păcate, până când a ajuns Evanghelia la noi, ca și în cazul famenului etiopian din Fapte 8. Omul n-a cunoscut Evanghelia, n-a cunoscut cuvântul. După ce i s-a vestit cuvântul, Dumnezeu a lucrat în inima lui, el s-a întors la Dumnezeu. Fără propovăduire, fără cuvânt, nu există mântuire. Deci asta e și o categorie. Aici nu se includ copiii noștri, nu se includ rudenile noastre de aproape, pentru că ei au auzit Evanghelia, ei cunosc Evanghelia. Sunt alte motive. Dar sunt oameni care nu slujesc lui Dumnezeu și nu se întorc la Dumnezeu pentru că n-au auzit Evanghelia. Ăsta e motivul pentru care se face misiune. Și trebuie să mergem până la marginile pământului ca toți oamenii să audă Evanghelia, să se întoarcă la Dumnezeu și să fie mântuiți. Acum, barea se pune, care e responsabilitatea noastră? Înțelegem și poate nu sunt astea singurele legături sau singurele motive pentru care oamenii sunt în lume. Eu am dat 6 în seara aceasta, dar puteau să fie 7 sau mai sunt și altele și unele se suprapun puțin. Nu-i chiar o știință matematică. Cine este legat de cine și de ce și cum? Sunt mai multe categorii, nu-i punem pe toți împreună și încercăm să înțelegem. Și dacă ești părinte și ai copii, încearcă să înțelegi ce e. E rebeliune? E împotrivire? E alegerea copilului? Pur și simplu copilul nu vrea să slujească lui Dumnezeu? Sau sunt alte motive? Și ne rugăm pentru
toate acestea, noi ce avem de făcut? Ce avem noi de făcut? Vedem și înțelegem că sunt mulți nemântuiți, mulți care nu-L cunosc pe Domnul. Ce ne aparține nouă? Pentru că o parte o face Dumnezeu, o parte o facem noi și o parte o face cel care trebuie să se întoarcă la Dumnezeu. Sunt trei părți aici. Unu-i mântuit, unu-i Dumnezeu care lucrează și unul se roagă și mijlocește. De exemplu, pentru câți dintre dumneavoastră s-au rugat părinții dumneavoastră? Câți dintre dumneavoastră? Vreau să ridicați o mână sus. Câți știți că s-au rugat părinții dumneavoastră? Cei mai mulți? Toți care ați avut părinți credincioși. Dar dacă n-ați avut părinți credincioși, poate că ați avut vecini, poate că ați avut colegi, poate că ați avut prieteni și aceia s-au rugat. Este o parte care ne aparține nouă, o parte care nu putem noi face, o face Dumnezeu, și o altă parte pe care nu putem noi face, și Dumnezeu nu că nu poate face, nu face Dumnezeu, trebuie să o facă omul care răspunde la mesajul Evangheliei. Care e responsabilitatea noastră? Prima responsabilitate este să predicăm cuvântul, să-l propovăduim, adevărul în dragoste. Asta e prima noastră responsabilitate. Ca și biserică, ca și părinți, avem obligația să predicăm adevărul și mântuirea în dragoste. Fapte 4:12. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. Și numele acesta este Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Evrei 12:14 ne spune: urmăriți pacea cu toți, și cum predica fratele Isaac, și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Trebuie să predicăm lucrul acesta și să căutăm să-L trăim. Să căutăm să trăim în ascultare, să împlinim cuvântul, să propovăduim Evanghelia mântuitoare și să propovăduim cuvântul care pune responsabilitate pe noi. 1 Samuel 15:23-23 spune: Samuel a zis: îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele. Și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea, adică rebeliunea, adică împotrivirea, este tot așa de vinovată ca ghicirea, și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli și terafim. Și spune lui Saul: fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te va lepăda și el ca împărat. Frați și surori, trebuie să predicăm Evanghelia, predicăm pacea și sfințirea, ascultarea de Dumnezeu. Trebuie să predicăm ascultarea de Dumnezeu. Noi suntem un popor al lui Dumnezeu care ne-am întors de la moarte la viață, din lume am intrat în împărăția Lui, nu ca să fim spectatori, nu ca să vedem ce se mai întâmplă, ci să ascultăm de Dumnezeu și să trăim pentru El. Asta e prima noastră responsabilitate. A doua responsabilitate este dregerea altarelor în familie. Dregerea altarelor în familie. Cineva va zice: ce e ăsta altar? Primul e altarul rugăciunii. 1 Regi 18:30. Ilie a zis atunci întregului popor: apropiați-vă de mine. Tot poporul s-a apropiat de el. Și Ilie a dres altarul Domnului care fusese sfârmat. Era un altar acolo pe munte care a ajuns să fie împrăștiat, să fie sfârmat, să fie dărâmat. Și Ilie a zis: nu ne putem apropia de Dumnezeu. Nu putem să avem pretenții de la Dumnezeu până când nu reașezăm altarul la locul Lui. Unde este altarul rugăciunii? În familia și în casa ta. Unde este altarul rugăciunii? Ai un timp în care să îngenunchezi cu soția sau cu soțul sau cu copiii, dacă ai copii în casă. Ai un timp în care să îngenunchezi înaintea lui Dumnezeu și să te rogi și să spui: Doamne, venim înaintea Ta ca familie
și cerem numele Tău și binecuvântarea Ta și mântuire peste casă, peste familie, peste cei dragi. Ai un timp. Tu-ți cunoști familia, îți cunoști viața, îți cunoști casa. Dumnezeu a vorbit în săptămâna trecută prin două vedenii separate că una din cererile lui Dumnezeu, dintre cele mai importante, este ca familiile să rezidească altarul pentru că sunt altare dărâmate. Frați și surori, iubite familii, verifică starea altarului. Cum stai înaintea lui Dumnezeu? Pui timpul ăsta deoparte ca să stai de vorbă cu Dumnezeu. Asta arată dacă tu ești credincios, adevărat. Dregerea altarului rugăciunii, altarul păcii și armoniei în familie. 1 Petru 3:7. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femei ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Rugăciunile noastre sunt împiedicate atunci când nu este armonie în familie. Ascultă-mă și nu vă cer să ridicați mâna. De câte ori te cerți cu nevasta într-o săptămână? De câte ori te cerți? De câte ori îți faci inimă rea? De câte ori nu mai ești bun de nimic? Și după ce trece câteva minute sau câteva ore sau la alții, Doamne păzește, la alții poate să durează o zi sau o săptămână sau chiar mai mult, că unii sunt mai îndărădnici și mai chetroși, așa. Dar când îți revii, stai și zici, mă, dar de ce ne-am certat? Dar de ce ne-am certat? Mă, dar... Mă, nu-i diavolul de vină, o fi și diavolul, dar mai bine uită-te în oglindă. Mai bine uită-te în oglindă. Că te cerți pentru nimic și te cerți pentru lucrurile astea pământești. Te cerți pentru bani, pentru casă, pentru haine, pentru vacanță, pentru modă, pentru pretenții, pentru mașină, pentru școală, pentru job, pentru lucruri care nu au valoare. Și ți le aduce diavolul înainte și te cerți. Și ți-ai pierdut liniștea și pacea. Și apoi du-te la rugăciune. Roagă-te. Biblia spune că rugăciunile sunt împiedicate atunci când nu e pace și armonie în familie. Frați și surori și familii tinere care o duceți foarte bine. Unii dintre voi credeți că o duceți foarte greu. Credeți că o duceți foarte greu. Vreau să vă spun că mai bine ca voi n-a dus-o nimeni niciodată pe fața pământului până la generația asta. Și mă includ și pe mine acolo și pe dumneavoastră. Mai bine ca noi n-a dus-o pe fața pământului nicio generație niciodată. La toți înainte de noi le-a fost mai rău decât ne este nouă. Și atunci... De ce atâta ceartă? De ce atâta supărare? De ce atâta răutate? De ce îți strici inima? De ce distrugi armonie în casa ta care e binecuvântată? Ai ce mânca, ai cu ce te îmbrăca, ai cu ce îți plăti datoriile. Te-o binecuvântat Dumnezeu și cu binecuvântările cerului și ale pământului. Și lași diavolul să intre să-ți fure pacea. Oprește-te! Zidește altarul armoniei și al păcii în familie și altarul rugăciunii și Dumnezeu va binecuvânta și va răspunde. Apoi, în ultimul rând, ultimul gând, n-am vrut să închei, pentru 5 minute să mai fac încă o predică. Mai bine zăbovim 2 minute. Ultimul gând, deci responsabilitatea noastră, predicare, dregerea altarelor, unitate și post în rugăciune. Unitate în post și rugăciune. Unitate în post și rugăciune. 2 Cronici 7:14. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, asta facem când postim și ne rugăm. Ne smerim înaintea Domnului. Se va ruga, asta facem seara când venim la casa Domnului și în timpul zilei la altarele familiilor
noastre. Și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele. Îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Doamne, fă lucrul acesta cu poporul tău, zicem noi în seara asta. Ne unim în post și rugăciune ca popor și spunem, Doamne, ne smerim înaintea ta. Nu știu dacă toți înțeleg și îți dau seama cât de mult înseamnă să poți să te smerești în țărână și cenușă înaintea lui Dumnezeu. Ahab a fost cel mai ticălos împărat, fraților. Cel mai rău împărat. Și nu a fost singurul care la un moment dat s-a smerit. S-a smerit, s-a sfâșiat hainele, s-a turnat țărână pe cap. S-a smerit și-o zis, Doamne, ai milă, Doamne, ai milă. Și Dumnezeu îi dă har. Și zic, it's not fair. It's not fair, mă, ticălosul ăsta de împărat care a târât poporul la idolatrie, ăsta nu merită nimic, mă. Nimic nu merită. Și Dumnezeu, cât el de drept, Dumnezeu, când s-a smerit omul ăsta, i-a împărțit un pic de milă. I-a dat un pic de har. Și-a zis, toate nenorocirile astea nu o să vină în timpul vieții tale. Bineînțeles, Domnul i-a grăbit un pic moartea, dar, zice, în timpul vieții tale nu o să vină. Îi dă Dumnezeu har, parcă nu-i fair. Și am citit asta în Vechiul Testament și am văzut. Frați și surori, dacă noi ca și poporul al lui Dumnezeu ne smerim înaintea lui Dumnezeu, venim la picioarele lui cu căință, Dumnezeu împarte har. Domnul să primească rugăciunea și jertfa noastră. Doresc să ne apropiem de Dumnezeu. Am să rog frații de la proiectare să se pregătească și să proiecteze pe rând acele imagini cu numele, the slides. Fiecare slide, dăm ocazia și vă rog, nu vă grăbiți, mai stăm 10 minute, nu câștigăm nimic nici pe hol, nici în parcare și chiar nici acasă. Acum înțeleg cu copiii și așa mai departe, dar nu se pierde, că aș vrea, pe lângă faptul că ne rugăm seara și o să ne rugăm cu ajutorul Domnului luni, marți și miercuri, acum suntem mai mulți și sunteți mulți care n-ați fost nici într-o seară dincolo. Și unii dintre dumneavoastră poate că nu o să vină, deși că măcar într-o seară ar avea obligația fiecare credincios să vină. Dacă n-ai pe nimeni nemântuit în casa ta, vino și te roagă pentru alții și să nu fie nimeni nemântuit. Ai tăi să fie mântuiți, bucură-te, dar roagă-te pentru alții care nu-s mântuiți. Toți ar trebui să venim luni, marți și miercuri și să mijlocim, că sunt aproape 200 de suflete aici pentru care să ne rugăm. Unii sunt din România, alții sunt din Austria, alții sunt din alte biserici sau au fost în alte biserici, alții sunt din alte părți ale Americii. Unii sunt copii de ai noștri care au plecat în lume și ne rugăm pentru ei. Îi rog să pună câte 2 minute un slide. Avem timp 2 minute să ne rugăm pentru un slide. Dacă sunt 5 slide-uri, o să fie 10 minute. Ne rugăm 10 minute. Dacă sunt 6 slide-uri, că nu știu cu ce s-a mai adăugat, dacă o trebuie să se extindă. Dacă sunt 6, o să fie 12 minute. Dar ne luăm timpul ăsta să spunem din partea noastră, Doamne, asta e ce pot eu să fac. Mai mult n-am ce să fac. Vin înaintea ta și mă rog, Doamne, ai milă, și rostim numele lor. Facem ca și Isaia, ca și Ezechia, cu scrisoarea primită de la Sanherib, împăratul. A venit cu scrisoarea înaintea Domnului și a zis, Doamne, uită-te aici, Doamne, citește, Doamne, vezi. Și noi zicem, Doamne, privește, citește, Tu-i cunoști. Noi nu-i cunoaștem, numai pe câțiva dintre ei, mai ales că nu au last name cei mai mulți, înțelegem lucrul ăsta, dar îi cunoaște Dumnezeu. Rostim numele lor aici să se audă în ceruri și Dumnezeu să lucreze după îndurarea Lui.